miere cu hrean. Ploaie de sită, ceață pulverizată. Depărtarea cenușie vine din zări peste grădini și întunecă ziua senină. Pe la patru după amiază nu se mai vede bine nici poarta la care trage de clopot cineva. Strig. cine e acolo? Răspunde. O femeie câinii au și ajuns la zăbrele și potolesc cu îndemnul cu minte. Trag zăvorul. O femeie ca de vreo 40 de ani, care ar putea să aibă numai 20. La țară și în sărăcie, tinerețea ține puțin. Bariș roșu cu puncte albe. Femeia îmi povestește. Eram doar cel mai breaz din satul meu de periferie. La orice nevoie sunt vizitat de nevoiași. Ieri a fost un bătrân singuratec, ca de Paști și după Paști. A plecat cu ce s-a putut, o bucată de miel fript, patru ouă roșii, o sticlă cu vin, douăzeci de țigări naționale și o cutie de chibritori. Nimic nu l-a mulțumit mai mult ca strângerea de mână cu urări de bine de la poartă. Mi-a răspuns, știi că nu mai am mult de trăit. Ca și cum avea să comunice mai sus unui înger sau lui Virgiliu. Care îl va plimba de braț prin infern, să aibă grijă de delegatul Mahalalei, că l-a cinstit cum se cuvine. Altădată un bolnav trebuie internat în spital, un copil scutit de taxe școlare, solicitată salvarea după ce soțul și-a doborât nevasta la harță. Rugată primăria să împrumute dricul gratuit. Alții se plâng de purtările popii, cer un sfat pentru fisc. Iarbă pentru o capră, ori se plâng că au bani, dar n-au ce să mănânce și să încalțe. Femeia mistorisește suferința bărbatului ei care nu mai poate să muncească. La lovit Dumnezeu știe ce, că tremură și slăbește. Când ar de fierbinte, când îngheață. Ar pune pe el zece cojoace și pe urmă le-ar zvârli pe toate. Îi e sete, la de la stomac, de la picioare. Are și un înnec, Câteodată îi zbâgnește capul ca o căldare încinsă. O să-l ia Dumnezeu și îmi rămân copiii pe drumuri. Ce a zis doctorul? Ce să zică ea ca doctorii? Nici el nu știe ce zice. Zice să-i dau lapte, unt, friptură la grătar. parcă e pe lumea cealaltă. Asta era pe vremuri, când n-aveam atâtea parale. Dă-mi o povață, te rog îl văd cu ochii cum se stinge și, și un om bun, ca o bucățică de pâine. Ar fi păcat să se prăpădească. M-am gândit că numai dumneata ai putea să-l scapi. Am avut un fior. Dacă aș putea întinde mâna peste bolnav ca un făcător de minuni și să-l ridic din pat cu o căutătură la cer, rumen, tânăr și voios, mi-era rușine. Într-o piesă de teatru asta ar semăna că e literatură. Tăceam. Nu puteam spune că o să vorbesc cu cineva. Singurul care ar fi fost să vorbesc era Dumnezeu. Mă frământam. Eram în poartă grădinii cu femeia la o răscruce de taine. În sfârșit m-am limpezit. Femeia venise după un lucru precis pe care îl ocolea din prea multă bună cuvință. Am venit să-mi dai nițică miere, să o plămădesc cu hrean, să-l vindec de piept. Bietul de el pătimește de piept,